La Colegiul Tehnic Alessandru Papiu Ilarian Zalău s-a inaugurat Centrul Expozițional API, un spațiu dedicat expozițiilor aferente diferitelor proiecte educaționale. Acest spațiu este conceput astfel încât să poată fi folosit de către toți cei interesați, cadre didactice și elevi, aici putând fi expuse până la 45 de tablouri format 45 de centimetri pe 30 de centimetri. Centrul expozițional API este amenajat la parterul corpului de legătură într-o zonă intens circulată, frecventată de către elevi. Prin acest demers se intenționează aducerea diferitelor evenimente expoziționale mai aproape de tineri, conștientizându-i asupra importanței artei. Centrul expozițional API a fost inaugurat printr-o expoziție retrospectivă dedicată proiectului P-Day, ziua numărului Pi. Au fost expuse atât postere realizate de elevi, cât și imagini de la activitățile proiectului, alături de un material realizat de profesorul Mirel Matias despre istoricul proiectului. Următorul eveniment expozițional va avea loc în data de 30 martie 2021 și va consta într-o expoziție de grafică cu tema Prin ochii lor, având-o ca autor pe eleva Iulia Bordaș din clasa 11-a. Sperăm să depășim acest context pandemic, astfel încât expozițiile ce vor fi montate în cadrul Centrului Expozițional API să poată fi vizitate de către elevii noștri, dar și de către alți iubitori ai artei, responsabil de proiect, profesor Mirel Matiaș.